Avem primele declarații ale Anei Crudu după ce s-a scris în presă că mama ei ar fi venit din Italia și nu ar fi respectat normele impuse de autorități. Sorora Danielei Crudu dezvăluie cum au stat lucrurile de fapt. Am văzut că s-a întors mama voastră din Italia, s-a întors acasă. Nu, a și plecat. A, a stat foarte puțin? Da, a fost, nu mai este. Când, în ce perioadă a fost? Acum 3-4 săptămâni. Și când a plecat? Păi n-a stat decât 4 zile. Pentru că am văzut niște fotografii cu voi prin oraș și știu... Da, le-am postat eu acum, că ea nu știe să le postez. Știu că toate persoanele care vin din străinătate, în special care vin din Italia, ar trebui să stea în carantină. Și știu lucrul ăsta, dar nu e, mama nu e în carantină în Italia, acolo. Și la nici... Nu sunt cazuri în sud. Uhum. Și nici în momentul în care a venit în țară nu... Nu era niciun caz, nici atunci și nici acum nu este. La ea în oraș. Dar e bine acolo, nu? Da, la ei nu, ei se duc la muncă, nu au de-astea. Bine, și ei sunt atenți cu, ca și noi, să dezinfecteze tot.